Super, super hit, Morandi, Bejula, la, ne-am adus aminte de piesa asta chiar acum pe Drum cu Prioritate. Sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Și vrând, nevrând, ne aducem aminte că petrecem o bună bucată din viața noastră la volan, în trafic. Uite că sunt sărbătorile astea, ca să ajungem să ne bucurăm cu adevărat de ele, trecem prin această perioadă stresantă din cauza aglomerației din magazine și mai ales aglomerației de pe șosele. Și vreau să vorbesc alături de Bogdan Marișca, pilot și instructor Napoca Rally Academy, despre cum putem avea niște sărbători cu adevărat liniștite, deși conducem distanțe mai lungi, în condiții meteo nu tocmai favorabile în perioada asta, și în aglomerația orașelor. Și o să vorbim cu Bogdan despre toate acestea, însă n-aș vrea să trec foarte ușor peste un accident foarte grav care a avut loc în Sibiu luni noapte. Doi tineri și-au pierdut viața. Vorbim din nou despre tinerețe, teribilism la volan și viteză foarte, foarte mare. Bogdan, bine ai revenit pe Drum cu Prioritate. Salut! Salutare, Radu! Salutare tuturor! Mă bucur că ne reîntâlnim. Da, pe mine m-a răscolit accentul. Am văzut și dimineața la televiziunile principale de știri imagini de la locul accidentului. Patru tineri, undeva între 19 și 25 de ani. Doi dintre ei, din păcate, au murit pe loc. Doi sunt în stare foarte gravă. Cumva șablonul clasic, o mașină de ultimă generație, probabil primită cadou de care între ei, nevoia de adrenalină, probabil, o dramă, pentru că, în esență, din păcate vorbim despre o dramă. Am mai spus acest lucru, dacă vrem să facem un bine acestor tineri, ar trebui să-i ajutăm să înțeleagă ce înseamnă traficul, dacă îi ajutăm să aibă o mașină, nu știu, părinții, bunicii, pun o parte în bani, ar trebui să ajute să-și cumpere o mașină conform nevoilor lor reale, adică deplasare într-un punct în altul, și nu acele nevoi de statut în fața, nu știu, prietenilor, e o mașină mai puternică, uite ce am primit, pentru că nu stăpânesc aceste lucruri. Știm de altfel că Europa occidentală, în Europa europeană, în țările civilizate, nu poți să fii începător și să conduci singur mașină și tot timpul asistat de un șofer senior, dacă vreți, care are responsabilități alături de tine. Deci venim la aceeași poveste. Din păcate, astfel de accidente ne aduc aminte că suntem deficitari din acest punct de vedere, că mai avem foarte mult de lucrat și din punct de vedere legislativ, dar mai ales, sau dacă vreți, ceea ce putem face fiecare dintre noi acasă, să ajutăm pe acești copii să nu ajungă în astfel de ipostaze, pentru că lucrurile ușor pot ajunge într-un moment extrem de neplăcut. Caz e foarte ușor, caz foarte ușor în capcana asta, mai ales atunci când ești tânăr, în capcana asta, mașina mai e mai tare, hai să-ți arăt ce poate, hai să-ți arăt ce viteză prinde, cum stă pe drum. Și din acest motiv, cum bine spuneai, și familia are un rol foarte, foarte, dacă nu cel mai important rol, chiar și până la instructorul auto, în educația tânărului care urcă la volan. Radu, știi că n-am mai vorbit zilele trecute, edițiile trecute, am avut o acțiune exact în județul Sibiu, aproape un an de zile, am întâlnit cu toți elevii din clasele 11 și 12, am fost aproape 6.000 de elevi prezenți și la întrebarea banală aș putea spune, câți dintre voi își poartă centura de siguranță când se află în spate într-o mașină, indiferent de distanța pe care o parcurg? Cred că 90% dintre ei au spus că nu poartă centura de siguranță, iar asta vine din familie. Copiii care nu au fost obișnuiți de către părinți să poartă centura, pentru că merg doar de acasă până la școală, până la magazin și așa mai departe. Ori aceste obiceiuri care țin de siguranța rutieră trebuie să încercăm să le insuflăm copiilor noștri de la vârste cât mai fragede, pentru că altfel a vorbit despre siguranța rutieră doar la 20, 30, 40 de ani este o utopie, să cred, considerăm că putem atinge obiectivul ideal acestei deziderat numit zero morți pe șosele, ce de fapt așa și propus în Europeană până în 2050, să nu aducem de acest lucru. Dar, din păcate, astfel de drame se întâmplă și îmi pare rău să spun, probabil că se vor mai și întâmpla,
trebuie să lucrăm foarte mult la capitolul atitudinii noastre și asta ține de fiecare dintre noi. Lăsând la parte, mai spus acest lucru, ceea ce poate să facă autoritățile și trebuie să facă și autoritățile și statul român și așa mai departe, trebuie să ne gândim în principal ce putem să facem fiecare dintre noi. Hai să vorbim și despre perioada asta în care ne aflăm, cum ieșim neșifonați și noi și mașinile noastre din aglomerația asta, în primul rând, de pe șoselele din orașe, din parcările, de la mall-uri, cumva e un paradox. Ne pregătim de Crăciun, de să aniversăm, să serbăm nașterea Mântuitorului și aici vorbim despre toate trăile pozitive ale ființei umane. Bine, bun, adevăr, nu știu ce, generozitate și așa mai departe, dar suntem extrem de agitați, extrem de iritați pentru că e aglomerat, pentru că toată lumea încearcă acum pe ultima 100 metri a anului 2022 să mai facă ultime activități pe care le avem fiecare de dus la bun sfârșit. Între timp avem și cumpărături, suntem mai mulți pe șosele, mai mulți pe străzi și de aici iritare, frustrare, deci toate trăile negative care nu trebuie să avem parte pentru că să ne pregătim o sărbătoare, nu? Ori Crăciun înseamnă și ceea ce am spus mai devreme, liniște și bucurie și la volan. Generozitatea în trafic poate să fie liniștită un mare cadou pe care putem să facem celor de lângă noi. Și până să vorbim despre cât de învățați și de bun suntem la volan, trebuie să vorbim despre atitudinea noastră la volan, să înțelegem că bunul simț și respectul ar trebui să facă parte din viața noastră și la volan. Pentru că numai așa putem vorbi despre o societate civilizată la care cu toții tindem. La noi în România se poate și afară se poate. Păi se poate și în România fix ceea ce facem fiecare dintre noi. Și ar trebui să înțelegem aceste lucruri, să înțelegem că până la Crăciun va fi mai aglomerat, deci inevitabil vom pierde mai mult timp în trafic, să ne luăm marja de timp necesară, pentru că nu vom putea comprima călătorile, pentru că este din ce în ce mai aglomerat. Iar pe perioada sărbătorilor să încercăm să dăm o mână de ajutor, ne servind șoferul care vine în vizită la noi cu un pahar de vin, de exemplu. Sau să, dacă l-am servit cu un pahar de vin, să convingem să nu conducă mașina de acolo, pentru că s-ar putea să fim undeva niște coautor moral unor accidente sau unor drame ca cele pe care le-am văzut de atâtea ori și în perioada sărbătorilor. Pentru că când vorbim despre sărbători, nu vorbim despre stop-joc din punct de vedere al centrelor și ne reîntâlnim cu accidente rutiere de-abia, nu știu, în 3, 4, 5 ianuarie. Și pe perioada sărbătorilor sunt familii care trăiesc adevărate drame și care ar da orice să dea timpul înapoi să se schimbe ceva, dar noi nu vedem aceste lucruri. Trecem cu nonșalanță pe lângă ele pentru că plecăm de la premisa că nouă nu se poate întâmpla. Vă spun un secret, dacă vreți. Niciun dintre cei care au trăit astfel de drame nu și-a propus acea dramă. Chiar dacă între ei, prin ceea ce au făcut, erau mai aproape de a-și forța norocul cu ghimetricul în sensul acesta. Așa trebuie să înțelegem că revenim la atitudine și la banalele reguli de circulație și de bun simț. Dacă am ține cont în mai mare măsură de ele, probabil că n-ar fi mai simplu în trafic și am avea niște sărbători cu adevărat mai liniștite. Sper ca mesajul ăsta să fie ajuns în fiecare mașină în care se aude Europa FM în acest moment. Îți mulțumesc foarte mult, Bogdan, pentru tot sezonul de sfat de drum bun. Ne reîntâlnim anul viitor și îți dorim și noi sărbători liniștite, fericite alături de cei dragi și să ne reauzim cu bine, sănătoși și la anul. Și eu vă mulțumesc pentru tot, mulțumim la Europa FM pentru că ați fost alături de noi și pe partea sportivă și mai ales pe astfel de acțiuni, de responsabilizare în trafic pentru că avem nevoie și până când ne vom reauzi, sperăm noi cu bine, vă spunem și noi sărbători fericite, un mare Doamne ajută tuturor și să avem un 2023 mult mai bun și mai liniștit și în trafic decât 2022. I love it. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM.